Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cere-i lui Dumnezeu un munte, partea a doua. Sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Iosua, capitolul 14, versetul 11. Dumnezeu are un munte cu numele tău scris pe el. Știi de ce? Pentru că tu crești numai când te confrunți cu provocări. Iosua și Caleb s-au întors la popor cu un raport pozitiv. Dar cu toate acestea, numai Iosua a fost ales conducător după plecarea lui Moise. Caleb s-ar fi putut retrage sau s-ar fi putut supăra. În schimb însă, el s-a investit în viețile celor din jur. Ca om în vârstă, a cărui generație începea să se stingă, el a trebuit să-și facă un nou cerc de prieteni și chiar așa a făcut. El a devenit mentor, îndrumător și susținător al noii generații. A făcut-o cu atâta ardoare încât toți au dorit ca acest om în vârstă de 85 de ani să le fie conducător când a urcat spre țara de pe munte. Provocările la care suntem supuși spre binele nostru ne leagă de oameni, în timp ce goana după confort ne duce la izolare, iar izolarea este necruțătoare. Poate spui, sunt prea bătrân ca să mai schimb ceva. Dumnezeu nu este de aceeași părere. Până la bătrânețea voastră eu vă voi sprijini și tot vreau să vă mai port. Isaia, capitolul 46, versetul 4. Așa că începe să-ți faci planuri. Îndrăznește să visezi. Viața nu înseamnă confort, ci înseamnă să spui, Doamne, mai dă-mi un munte de cucerit. Cineva a spus că atunci când îți reușește totul, ești pe partea greșită a drumului. Faptul că trăiești aventura pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru tine nu e doar o preocupare în plus. E motivul pentru care te-ai născut. Cum îți vei da seama care este muntele tău? Nu există o formulă precisă și, la fel ca orice alt domeniu de creștere din viața ta, muntele tău nu va semăna cu niciun altul. Dar îl vei recunoaște, fiindcă el se află la intersecția dintre cele mai mari calități ale tale și cele mai mari pasiuni ale tale.